Astăzi suntem 5 mai 2017, este vorba despre o cifoscolioză. Te rog frumos, Dragoș, să tragi capul puțin în spate. Așa, veni și noastră mama ca să analizăm puțin ce se întâmplă. Suntem la a patra procedură, da. El a purtat corset, da. E vorba de o cifoscolioză. Corset, da. Unde l-ați făcut? Aici, în București, în nu? În București, da. La ce spital ați fost? La Nicolae Robănescu. Hai, dați veniți lângă mine și să analizăm puțin coloana lui. Trage puțin capul în spate, Dragoș. Ce vedeți dumneavoastră? Ce modificare vedeți în timp de a patra procedură? Da, se vede foarte mult că el și-a revenit, s-a îndreptat, da. Nu mai este cum era. Nu mai este cum era. Parcă avea așa mai umărul, așa, mai mult într-o, așa, parte. Acum așa. Parcă se vede, adică se vede chiar foarte bine, da. Că e mult mai drept. Acum, Dragoș, te porți întoarce și spune tu cu cuvintele tale cum te simți după... Mai înalt. Cum? Mai înalt. Mai înalt. Îți doresc mult succes, să fii înalt, să ai sănătate multă și să-ți păstrezi înălțimea la nivelul dorit. Multă sănătate, Doamne ajută!